Bine v-am regăsit la Constanța TV, sunt Emil Tatu și dacă reușești reușit să nu mă mai bâlbâi a patra oară când tragem introducerea asta, vă spun că după generic avem trei breaking news și cine este invitatul meu de astăzi cu care comentăm știrile din 21 aprilie, joia mare la Constanța, zi importantă. Marius Florian, Tomis News, redactor șef, am reușit să nu-ți mai pocesc numele care la dubla anterioară, Marius. Bine ai venit la Constanța TV. Bună ziua, bine ne-am găsit. Hai să vorbim despre aceste trei breaking news. Atenție mare, Constanța Info.ro a titrat acum jumătate de oră faptul că primarul municipiului Constanța, domnul Virgil Chițac, a fost prezent la DNA zilele trecute în legătură cu spațiile verzi. nu așa, Marius? Da, da. Cu spațiile verzi. 5 minute mai târziu, Tomis News, Marius Florian aici de față, absolut întâmplător invitatul meu astăzi, dar e bucurie pentru mine că Era se află. Era chiar aici. în drum spre tine. Era tine. chiar în drum spre, spre studioul Constanța TV. Tomis News a titrat că Virgil Chețac a fost chiar astăzi, atenție, 21 aprilie, din nou în fața procurorilor de nea pentru a da declarații cu privire la. Subfinanțarea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase. Subfinanțarea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase. Lucruri despre care se tot vorbește în ultimele șase luni și ceva de zile în Constanța. Al treilea breaking news ar fi tot pe surse, chiar dacă nu avem obiceiul să dăm știri pe surse, o pagină de satire din Facebookul ul Constanțean, Caterinca de Constanța, sub -anonimat, spune că de fapt ar fi vorba de patru dosare la DNA în care ar fi implicat numele primarului Vergil Chițac. Hai să le luăm pe rând. Ce știi despre prima informație, Marius? Prima sunt, informație cu spațiile verzi. Da, sunt într-adevăr multe. Săptămâna mare cu vești mari. Cred că cu toții ne pregăteam de sărbători, să mergem să ciognim ole, să ne vedem liniștiți. Să, să le voțim înainte da, să, să ne ciocnim. O să vă vedem, arăt și un tricou uh... foarte mișto după pe care îl fac, domnul Marius, ok? Să ne vedem liniștiți de cozonat și de lumină și așa mai departe. Da, într-adevăr, colegul nostru, Dorian, a dat prima primul breaking news al zilei legat de modul de gestionare a spațiilor verzi din Constanța. Probabil autoritățile în perioada următoare urmează să detalieze ceea ce se întâmplă. Dacă se confirmă informația, trebuie să spunem că e o știre pe surse în momentul ăsta. Evident. Bine, în momentul de față toate sunt, uh, uh, sunt pe surse. Cred că și nici autoritățile nu fac față cu timpul, pentru că la un moment dat va trebui să... Să le lămurească pe toate. Personal, dacă mă gândesc la spații verzi, sper că locuitorii orașului Constanța n-au uitat ceea ce s-a întâmplat anul trecut. Da, cu anul trecut de se făcea concursuri cu cea mai înaltă bălărie din oraș. <laughs> exact, cu... exact. Da. Internetul era plin de fotografii hazli. Legat de acest prim subiect, da, așteptăm să vedem mai departe detaliile. A doua... Acolo, dacă ar fi vorba de spațiile verzi, probabil nu e singurul nume implicat. Că în spațiile verzi au fost multe mi a fost serviciu uh, din da, primăria Constanța. Da, fost spunea că mai multe persoane au fost uh, chemate la, la DNA Constanța legat de acest subiect. Probabil, nu știu. O fi oare coincidență că s-a aflat și Horia Constantinescu zilele astea prin Constanța? Conducea la momentul la serviciile publice din primăria municipiului Constanța. Da, 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 era atunci director interimar și știm prin ce mod a plecat din funcție. Dar referitor la Horia Constantinescu, astăzi de dimineață am văzut că se pregătește de comandamentul litoral. Și foarte liniștit, apare zâmbitor în poze da, alături desigur, de foarte... de oameni de... care vorbeau despre abuzurile lui. Felicitări, doriam în pentru emisiunea de azi dimineață. Bun, ăsta ar fi primul subiect. Uh, spațiile verzi pentru care uh, primarul pe Vergi Chitac ar fi fost chemat la DNA Constanța. Acest ta, subiect al uh, spațiilor verzi, dacă stăm bine să ne gândim, a fost și un element central al campaniei electorale a uh, primarului în funcție, da? Ni se promiteau hectare de parcuri. Așa astăzi, mai știi, ai observat uh, că domnul consilier local. Costina Vătavului se laudă cu 3.300 de metri pătrați de între ghilimele parc undeva pe la pe strada Soveja, Bine. unde era complexul înainte și a dărâmat raie de pe, pe tot de acolo și ne laudăm că facem 3.300 de metri de parc. Se Na, parc. Din păcate, această administrație începe să obișnuiască cu ideea adoptării a multor hotărâri de Consiliul Local pe care nu le pune în aplicare. Nu vorbim doar de acest exemplu al parcurilor. vorbim și de alte aspecte. Ca să dau un exemplu clar, unitatea modulară de la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase, despre care, care vom e vorbi. Care superbă, dar este inexistentă. Și era o obligație până la 31 decembrie 2021. Adică au trecut aproape 5 luni exact. din momentul în care trebuia să întâmple chestia asta. Da, într-adevăr, promisiuni și chiar și hotărâri de Consiliu care nu se pun în practică. Subiectul 2, știrea ta. Spunem ce informații ai tu despre prezența de astăzi a primarului la DNA. Da, de exact cum îți spuneam, de, în momentul în care eram cu toții surprinși de știrea pe care, pe care a dat-o Dorian și eram în drum spre tine, am aflat că și astăzi de dimineață, dacă prima dată vorbim de acum câteva zile, da. în acest caz vorbim de astăzi dimineață, în care primarul Virgil Chițac a fost solicitat la DNA Constanța să dea declarații pentru un subiect foarte grav pe care amândoi l-am dezbătut și toată presa Constanțeană. Și a fost și protest, da? Am, Am și organizat la... și un protest pe tema asta, da. Legat de subfinanțarea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța. Nici nu știu cu ce să încep, cu nepermisa întârziere a redeschiderii, cu lucrările inexistente din partea municipalității, neangajarea niciunui leu, faptul că s-au bazat doar pe sponsori, iar din păcate pentru acești sponsori cu tot ceea ce au contribuit ei acolo va trebui aruncat pe geam pentru că vor intra alte lucrări dacă se vor face vreodată. La soluția acolo era corectă asta cu sponsorii pentru că n-ar fi implicat bani publici și așa nu s-ar fi ajuns la procedură de licitație. Sponsorii ar fi fost o soluție corectă dacă ar fi fost într-adevăr folosiți la momentul potrivit și în felul potrivit pentru că nu s-ar fi ajuns la hățișul legislativ. Desigur. nu mai fi trecut acolo. Am avut și o vizită de ministru în care am înțeles că a fost mințit legat de o chestiune birocratică. Avem rapoarte de expertiză care sugerează doar demolarea spitalului. Doar demolarea spitalului. Apoi mai avem două rapoarte de expertiză despre care nu se știe, dacă tot vorbim acum de breaking okay. news, să mai să dau breaking, breaking news. news. Ok, mai avem un expert care a fost contactat să întocmească un astfel de raport, iar el, în bunătatea lui, susținând că este fiul al Constanței, a spus că va face acest lucru gratuit. Când municipalitatea, mă rog, actuală administrație locală, a auzit că este vorba de un demers gratuit, s-a speriat, nu știm de ce, și a renunțat la acest demers. Între timp avem acest raport despre care domnul Chițac spune că nu a solicitat niciodată care rezultatul să fie ăsta al demolării. Da? Dar faptele arată, adică ne apropiem deja la 1 mai, este al 4-lea, al, al 5-lea termen pe care nu îl respectăm. Există termenul ăsta, a fost avansat oficial termenul de 1 mai? Orientativ, cum au fost și ultimele două. Pentru că știu că știrile de zilele trecute spuneau că avizul ISU, ăla care mai lipsea, pe lângă, nu știu ce erau antimicrobienele, canelurile antimicrobiene din Franța, mai lipsea avizul ăsta, ISU, care avizul ISU înțeleg că a fost capicat. Și dacă ne luăm după informațiile pe surse care tot apar... Oricum, în... pică pentru că vorbim de pică la toate construcțiile de dinainte de 1989, pentru că vorbim de alte standarde de construcții. Orice clădire introducem acum la analiza ISU pentru acel aviz, nu îl va primi. Nu vorbim doar de spital. Vorbim Nici de orice. dacă vorbim de o reconstrucție, o recompartimentare, o refacere instalațiilor. Poate, poate fi o altă discuție. Putea, dar... Pentru că discuția înțeleg la spitalul de boli infecțioase că de aia întârziem, pentru că recompartimentăm, refacem tot, inclusiv instalații electrice, sanitare și de toate felurile, ca să ne încadrăm în standardele actuale. Și să înțeleg că este vina ISU. Dar așa se pare, s-a aruncat vina în cârca ISU, că ISU n-a dat avizul. Știm cumva de la ISU de ce n-au dat avizul ăsta? De la Sau IS... e doar informația de la domnul consilier al primarului? Că, nu știu dacă ISU a dat în mod oficial. Dar până acum au fost și alții de vină. A fost și DSP Constanța de vină. Da. Între timp nu mai este. Și bă... A fost și presa de vină în un moment dat. Că Bineînțeles, dar presa tot timpul este de vină uh -huh. în orice subiect. Și acum așteptăm să vedem ce, ce, ce se întâmplă, se mai întâmplă cu remedierea vizului ISUN. Decanerele antimicrobiene din Franța nu mai știm nimic dacă au venit. Pe de altă parte, doamna doctor Cora Maxim spune că, în continuare, acolo, de fapt, nu prea se lucrează. Și că, dacă s-au investit niște foarte mulți bani, ei nu se văd. Nu s a lucrat aproape deloc. Da? Deci, au constatat până și cei care au acea campanie, cum îl cheamă actorul Mihai Bendeac și colegul său. Chiar ei au venit acum câteva luni la Constanța și au constatat că nu se lucrează de niciun fel. Acum două săptămâni urma să vină și Codin Maticiuc, care s-a ocupat împreună cu fundația pe care o conduce de reabilitarea altor secții de spitale și spitale cu bani privați. Și spunea într-un live în Facebook că va veni la Constanța și că da, el nu bagă bani, spuneam, da. nu bagă bani, dacă nu sunt îndeplinite niște condiții. După live-ul respectiv, nu se mai știe dacă a venit Codin Maticiu la Constanța, dacă a constatat că se... Probabil n ar fi spus. Ne-ar fi spus. Dacă a fost. A, a, pus, a pus total sub tăcere subiectul Constanța Codin care s-a ocupat de alte secții de spitale. Suntem cumva lăsați de izbeliști. Legat de partea de instalație electrică despre care am menționat mm -hmm. mai devreme, cred că aici a fost cu adevărat o bătaie de joc. Adică nu poți, este un aspect constatat de absolut toată lumea, în afară de administrație, inclusiv de cei de la USR sau de societatea civilă sau de, de toată lumea a fost constatat. Deci nu poți să dai cu var la propriu, să tragi prizele, după aia să dai iar varul la o parte ca să vii cu bu, a o bulibușeală totală. De exact. Nu există de, un cap de limpede care se ocupă de spitalul ăsta și un cap limpede care să aibă și pregătire tehnică? Cap limpede nu. De, există okay. cineva care se ocupă, dar limpede... Cine se ocupă? Din, din ce știi tu? Cineva din primăria Constanța. Mm -hmm. Un consilier personal al primarului. Dorin, Dor Iordache. <coughs> știi cumva că domnul Doriu Iordache să aibă pregătire nu. tehnică sau ce puțin nu. medicală sau ceva din care să rezulte A o experiență? A avut aceeași meserie ca noi. A fost jurnalist. Și este capul limpede cu privire la acest spital. Știi că l-am invitat în câteva rânduri pe domnul Doriordache, Iordache la emisiunea asta să discutăm despre spital. De fiecare dată m-a refuzat. Domnul Doriordache nu vorbește decât cu anumiți jurnaliști, se pare. Are o selecție de care eu cel puțin n-am trecut. Așa că vă așteptăm, Uf. domnul Doriordache, pe care am avea de la Constanța, să discutăm despre spitalul de O fi transparent așa? Mă aștept. Și mai aveți un purtător de cuvânt al primării. Purtător de cuvânt care, din nou, a fost invitat pentru că va fi și președintele unei... La el, de exemplu, la purtător de cuvânt este în fișa postului, e o obligație să comunice. Să comunice, l-am invitat pe domnul Alin Vintilă în calitatea nouă a dumnealui, calitatea de președintele asociației Pontica. Însă ne-a refuzat și în calitatea de al asociației Pontica, asociației care va primi, nu știu, 100.000 de euro. Da, probabil vom avea o nouă poveste cu cântec peste ceva timp legat de această asociație. E bombă cu ceas din punctul ăsta de vedere. Bun, am stabilit că avem teoretic pe surse două dosare, spațiile verzi și spitalul de boli infecțioase. Hai să și speculăm puțin, să încercăm să ne dăm seama acelelalte două. Înțeleg că ar mai fi încă două dosare. Pe ce teme ar putea fi? Păi dacă ne aducem aminte luna decembrie și chiar și eu am scris la un moment dat un subiect, un subiect pă, în acest sens, bine și alți colegi de mei, desigur, concursuri organizate într-un mod, să le numesc, cel puțin ciudat. Am avut și prezența procurorilor în primăria Constanța al momentul respectiv. Eu cred că despre asta este vorba, despre concursuri. De fapt, dacă stau bine să mă gândesc din de luna decembrie și până astăzi, niciun concurs n-a fost, să zicem, scăpat de ideea controversei. Chiar și mai devreme, dacă ne gândim la concursul pe care l-a ratat la un moment dat Horia Constantinescu și acolo a fost o controversă. C a fost surprinzător că Horia Constantinescu nu a reușit să promoveze concursul ăla de, de ocupare Acolo cred că direct. vorbim mai degrabă de o chestiune internă. În o dis -o că dispută între departamente, între oameni, între cine e mai A fost puternic. sabotat din interior. Bun, la al treilea ar fi concursurile. La al patrulea putem să speculăm sau așteptăm o surpriză din partea de nea? Personal nu știu, nu pot să mă gândesc. Poate fi urbanism, poate fi, nu știu, regulamentul parcărilor. Pentru că. Și Sunt și ca acolo aspecte, și eventual, care să fie cercetate de neacumulată? Mă pot gândi, pentru că și acest regulament, ca multe altele de altfel, a fost contestat, dar spre deosebire de alte regulamente despre, probabil, despre care probabil vom vorbi, aici s-au încasat bani. Ok, și nu puțin. Și nu puțin. Și nu știm până în momentul ăsta dacă s-a făcut ceva cu ei și ce s-a făcut. Nu știm ce, ce, ce. s-a făcut cu ei, care este destinația lor, nimeni nu ne spune absolut nimic. Pentru că, așa cum ne spune domnul primar, el își pune dopori în urechi pentru că e militar și nu se spere nu înțeles. de critici. Dă-mi un pronostic. Ce se va întâmpla cu astea patru dosare? Poate astea patru dosare, eventual, dacă sunt patru, poate sunt trei, poate sunt două, poate, da, unu, poate, poate unul, poate nu e niciunul. Ar putea sigur. să ducă spre o, fie o demisie, fie o încetare a mandatului de primar al domnului Vir Păi depinde de rapiditatea procedurii penale. Dacă o să ne trezim într-un timp foarte scurt cu o trimitere în judecată, putem vorbi de încheierea carierei politice. Sigur, un politician poate avea portița, că mai avem exemple prin, prin țară, se poate suspenda din funcție. Nu trebuie neapărat să demisioneze. Se poate suspenda și apoi să revină dacă va avea Ar fi un număr de dosare atât de, nu știu, mare, să spunem, patru dosare, suficiente cât să conducă la o demisie? E suficient de compleșitor numărul ăsta de dosare? Este suficient și unul singur. Dacă ne gândim la cel legat de uh, spitalul de boli infecțioase, acolo avem o chestiune agravantă. Pentru că un spital nu este o tonetă de city bus. Aici vorbim de atentat la sănătatea publică. Ceea ce okay. este nu doar penal, este foarte penal. Ok, aici totuși hai să nu fim, ne transformăm în judecători de principiu. Desigur. Orice persoană cercetată penal beneficiază de o prezumție de nevinovăție. Nu, am spus doar în cazul... Iar în eu care, în calitate de care... profesionist nu pot decât să spun asta cu toată tăria Orice om cercetat penal până la o hotărâre definitivă este absolut nevinovat și nu, nu vreau nici ca dumneavoastră publicul meu să credeți vreodată despre orice persoană cercetată penal că este din star vinovată. Nu, este nevinovată din punct de vedere al legii până la pronunțarea unei hotărâre judecătorește. Acum discutăm de aspecte mai degrabă morale decât cele penale, ale țin de justiție și de cercetarea penală și evident, de evident. cercetarea judecătorească. Uh, spune, spui tu că din punct de vedere moral chiar și existența unui singur dosar ar putea să conducă la sau ar trebui să conducă la o demisie. Cred că sunt mai mulți factori. Putem să vorbim de statutul PNL, care știm că au mai avut precedente și e interpretabil, apoi vorbim și de propria conștiință și, evident, de derularea cercetării penale. Adică, din momentul în care va fi trimis în judecată, cred că atunci putem discuta de o, demisie. De o chestiune morală, da, și de o, de o demisie sau suspendare, probabil. Statutul PNL a mai fost încălcat chiar de către PNL da. atunci când și-a acceptat candidat la președinție. Bine, ei oricum care... sunt adepții ai instituției derogării. Nu le place cu derogarea și exclud proprii membri pentru că nu-și o cotizațiile și apoi refuză să primească cotizațiile, PNL-ul ne, ne obișnuiește puțin pentru că asta cu, cu partidele politice aveam pregătit un citat pentru emisiunea asta. De azi nu mă așteptam, dar mie îmi place cum sună. Și fiți atenți, vă rog și dumneavoastră, un cretin e un cretin. De exemplu, un cretin poate fi un cretin. Doi cretini sunt doi cretini. Nu știu, că au fi doi cretini, doi cretini. Dar când sunt zece mii de cretini avem de a face cu un partid politic. Citatul îi aparține și îmi place foarte mult lui Franz Kafka autor care a scris și romanul Procesul pe care vi-l recomand. Hai să trecem mai departe. Am vorbit despre breaking news-urile astea. Hai să dezvoltăm un pic zona de ce se mai întâmplă prin Constanța. Că asta vreau să facem astăzi, de fapt, până să vină știrile astea. Să facem o analiză a ce se întâmplă în ultimul an și jumătate. Am mai vorbit și cu alți colegi de ai noștri jurnaliști. O periodic îmi place să invit oameni din presa din Constanța să discutăm. Ce ți se pare cel mai grav în momentul ăsta la ce se întâmplă în Constanța? lucrările care întârzie, parcările, peninsula. Dacă ai avut un citat din Kafka, eu să-mi permită un, un mic și foarte scurt banc. Erau doi muncitori, unul dintre ei săpa o groapă, celălalt o astupa imediat și un cetățean revoltat. Ce faceți voi aici? Pentru ce vă plătim noi? Tu să sapi și celălalt să, să Astupe, astupe și cei doi spun, păi nu că mai e unul, dar la în concediu, care trebuie să planteze pomii. <gângări> cam, cam, așa, așa este administrația Chițac, eu așa spus. o văd pe scurt. Tot timpul este cineva plecat în privința șantierelor, se tot reclamă, vedem peste tot. Nu se lucrează, avem ambuteiaje pe absolut toate arterele principale și secundare din oraș, ideea acestor sensuri unice cu zecile instituite dintr-o dată a bulversat pe toată lumea. Eu înțeleg ideea. Uh, fluidizării. a fluidizării. Dar uh, mi-aduc aminte la prima situație de genul pe care uh, primăria Constanța a instituit-o. Eu am făcut atunci o serie de solicitări, și IPJ Constanța mi-a confirmat că nu exista un studiu de impact. Și atunci... Cu alte cuvinte, măsurile au fost luate total după ureche, cu forța. Păi mai avem un exemplu, atunci când s-a stabilit prima dată prețul parcărilor în centru la 10 lei pe oră, cât era stabilit, sau 7 lei pe oră, ne spunea chiar domnul Mândile, consilier al domnului primar, că a fost stabilit raportat la prețul cafelei în centru. Adică nu ne mai mirăm că lucrurile se stabilesc așa în primăria Constanța, dacă prețul parcării a fost raportat la prețul cafelei, e clar că și studiile de trafic au fost gândite tot cumva din pix, fără să existe un profesionist în spate. Da, atunci da. Între timp, eu am avut acum ceva timp un interviu cu domnul viceprimar Ionuț Rusu și am abordat acest aspect, mai ales că urmează o nouă măsură și anume pe Bulevardul Ferdinand se va termina complet cu autoturismele. Vorbim, o să vorbim acolo doar de autobuze, biciclete, trotinete și așa mai departe. Tot Bulevardul Ferdinand spui tu că va fi doar transportul da, comun de și la, la de la hartă până la gară sau invers, mă rog. Ok. E o importantă pentru mm. tot ce înseamnă municipiul Constanța. Bineînțeles. Iar atunci, domnul viceprimar mi-a spus că soluția va fi cele două străzi cu Zavodă, pe un sens, și celălalt sens, strada Traian. Eu mă gândesc cu groază la strada Traian, care este aglomerată tot timpul, Ca dacă tot mutăm timpul și traficul de pe Bulevardul Ferdinand. Și l-am întrebat atunci, de data asta avem un studiu de impact, de data asta va ieși bine, corect, cum trebuie? Mi-a garantat că da. Având în vedere faptul că nici până astăzi nu s-a luat această măsură, cred că se analizează foarte intens acolo, în primărie, această idee. Avem lucrări care au demarat în forță pe Bulevardul 1 Mai, dacă nu mă înșel. Întotdeauna pe confuzie. Bulevardul 1 Mai. Nu, îți spun eu că ies din oraș încolo spre Mangalia, mă duc în Cumpăna, au început deja lucrările. Și, surprinzător, chiar se lucrează. Deocamdată se lucrează la decopertare. Deci a, început de copertare și haosul în trafic și spre ieșirea din Constanța. Acum că noi avem puțin și teoretic începe sezonul estival, care oricum aducea multă aglomerație în zona aia. Și este singurul bulevard care duce spre sudul litoralului. Da. da? Pentru toți cei care nu folosesc autostrada și șoseaua de centura A4, pe acolo se ieșea spre sudul litoralului. Va fi probabil un haos în vara asta, la fel cum e și spre Mamaia. Pentru că și pe bulevardul Lăpușneanu, acolo au început lucrări și s-au cam oprit. Știi cumva de ce s-au oprit lucrările în Acum, zonă? Bă, a ce putem dezioase? să le spunem legat de Bulevardul numai turiștilor? Să nu mai vină pentru că va fi un coșmar? care păi, să sabotăm să... noi, să nu mai avem turiști și bani pe litoral. Dar dacă și să aducem ar fi să, chinuim... să le spunem să nu mai vină, am găsit suficiente motive. Adică avem un Ștefan cel Mare care era o arteră teoretic teoretic comercială principală pentru municipiu. Aveam accesul către Mamaia prin Bulevardul Lăbușneanu Iepraf. Avem accesul către sudul litoralului Ieprav și mai urmează un mare șantier, okay. Bulevardul Alexandru Lăpușneanu zona dintre... Nu, avem... Este acel mare proiect pe fonduri europene de la gară până la intrarea în stațiunea Mamaia. Și acolo vorbim de, cred că aproape 10.000 de locuri de, de, parcare care vor dispărea. Care vor dispărea și nu avem nicio alternativă. Tot haosul ăsta, toată cenușa asta în care pare că se zbate Constanța, crezi că va duce cumva la o renaștere peste 2-3 ani și vom asista la o finalizare a acestor proiecte care să schimbe la față municipiului? sub nicio formă și din ceea ce știu asta este și ideea primarului în funcție. Suportăm situația de acum ca să... La un moment dat a avut parte de niște critici în interiorul partidului, pentru că tot ceea ce face se reflectă asupra partidului. Scorului electoral al partidului. Evident, și niciun partid nu își dorește să scadă în sondaje. Motivarea domniei sale constă în faptul că urmează proiectele sau, exemplu, modul de abordare a lui Ilie Bolojan de la Oradea. Ok. Pentru că și Iliele Borojan a dus orașul într-un haos după care l-a renăscut. Evident. Întrebarea e următoare. următoarea. Are echip, Virgil Chitza, capacitatea să ia proiectele lui Făgădău, să le continue și să ducă orașul spre ceea ce este ora de E, Exact momentul? asta se discută acum în PNL și cred că începe și primarul să-și dea seama că nu poate să ducă. Timpul trece foarte repede, lucrările au început prost. Um, haos. Și dacă au început prost și haotic, unele chiar Nu fascinează. ascultă de absolut nimeni. Și un aspect important, a venit și o criză a prețului materialelor. Da? Materialele de construcții. Iar societățile comerciale se confruntă cu astfel de situații, și evident nu putem să vorbim de lucrări care s-ar desfășura ca și cum ar fi în vremuri normale. Contractele au fost semnate acum jumătate de acum un an de zile, când erau alte prețuri la material de construcții, și societățile sunt astfel nevoite să lucreze pe aceleași prețuri pe care au semnat contractele cu administrația, numai că. Acele costuri care erau la un anumit nivel acum un an, acum au crescut cu cel puțin 50%. Nu, dar cred că este o chestiune foarte simplă pentru orice om rațional. Nu ai cum atât de, uh, proiect, nu ai cum proiecte atât de mari să le finalizezi până când, în primăvara al 2024, mai avem exact 2 ani. Nu ai cum în 2 ani să termini așa ceva, mai ales că pe Lăpușina nu nici măcar nu s-au apucat. Uh, pe Bulevardul nu mai spuneai de, doar de decopertare. Atât. Ei, astea sunt proiecte de 3, 4, 5 ani. Ce vorbim aici? Ei, vorbim de Ștefan cel Mare, mm -hmm, dacă e să luăm ca, ca etalon zona asta. A întârziat semnarea contractului, no. a întârziat demararea oricărei lucrări acolo. Și, pentru când că... avea, și când aveam vremuri normale și pă, ne tulburi și atunci se întârzia. Dar minte acum pe vremuri de criză. Atâtea crize. Ștefan cel Mare de ce stagnează? E plauzibilă scuza asta că Raja n-a terminat acolo lucrările? Acolo încep să cert între ei. O chestiune mai puțin știută este faptul că avem un conflict mognit între președintele Consiliului Județean Mihai Lupu și primarul în funcție. Evident, Mihai Lupu își ține partea oamenilor săi, cum ar fi Raja, da? Da. iar Virgil Chitac, pentru Vergil Chițac, evident, tot timpul există un vinovat. Care Iar în cazul de față, niciodată nu este el, bineînțeles. În cazul de față, pentru o perioadă, văd că a renunțat și la acest subiect, am lămurit-o eu la un moment dat în, în Tomis News, a dat vina păraja. Și da. nu era. Le-a acordat raja. un răgaz. Mi-a plăcut mie foarte mult cuvântul, ăsta, am și făcut un tricou pe tema asta. Le-a acordat un răgaz până în, la 1 iunie, dacă nu mă înșel. Asta se întâmplă acum o lună. Din informațiile pe care le-ai tu, crezi că până la 1 iunie va termina Raja lucrările acolo? Pentru că în momentul ăsta pare că nu se schimbă nimic. Raja are pe lucrările cel mare. terminate în proporție de 90% de mai, okay. de mai bine de două luni. Ce lipsește acel 10%? Ce înseamnă? O firmă contractată de primăria Constanța a lucrat amatorește pe Ștefan cel Mare și la o serie de lucrări ale Raja ei au intervenit prost. Asta înseamnă că s-au călcat cumva pe călpiei da. acolo, exact. a intrat primăria exact, peste am. Raja, a stricat ce a făcut deja Raja, exact. cu firma subcontractată de, de primăria municipiului Constanța. Bun, și atunci pronosticul pentru Ștefan cel Mare este următorul. Vom avea, măcar la vară, pentru turiști, un Ștefan cel Mare așa cum e proiectat, măcar? Nu cred. Păi să ne gândim, de exemplu, în perioada toamnei, da? Când acolo vor fi numai noroaie. Când? Cum lucrezi? Cum faci? Fric, frig. Noaptea oricum nu se lucrează, am văzut în Constanța, de niciun fel. Ce crezi că se întâmplă cu toți comercianții din zonă care trebuie să suporte în momentul ăsta lipsa a tot ceea ce înseamnă trafic pietonal în zona respectivă? Pe unii dintre ei și cunosc și sunt literalmente disperați. Se luptă zi de zi cu falimentul. Pentru că neavând încasări, ne putem să-și desfășoare activitatea corespunzător, nu mai au bani de salarii, de taxe. Iar Sunt ANAF nu formă... stă la discuție că nu știu ce a greșit Raja sau o altă firmă. Nu-l interesează pe ANAF că ție nu-ți intră clientul pe ușă. Evident. Are nevoie de la tine de declarații și, bineînțeles, de plăți pe impozite. Că tot vorbim de asasinat economic, pentru că pare a fi o formă de asasinat economic aici, nu neapărat voită, dar mai degrabă, oricum, din culpă tot e un asasinat economic, pentru că afacerile alea... Ori se distrug, ori sunt nevoite să plece de acolo. Îmi înaintați să-i termenul de vara viitoare. Păi cred că până vara viitoare, singurul lucru care se va întâmpla acolo va fi falimentul firmelor din, din zonă. Atât. Lucrările cu siguranță nu vor fi finalizate. Tot o formă de asasinat economic a fost și s-a demonstrat, inclusiv regulamentul de acces în peninsulă, despre care știm acum că în mod definitiv este suspendat ca acces dar care a produs cel puțin 20 o altă poveste de cu falimente, cântec, da, da. A produs cel puțin 20 de falimente în doar o lună de aplicare. Ai informații cu privire la un nou regulament, înțeleg că există, circulă o formă de nou regulament de acces în peninsulă care din spusele oamenilor de acolo e cumva mai proastă decât prima variantă. Eu știu că în acea primărie există o persoană pentru care o singură opinie juridică contează și anume a ei. Hai să nu ne ascundem după deget cauza... declarația aparține doamnei City Manager a municipiului, doamna Felicia Ovanisian. Din cauza acestui mod de abordare am avut acest management dezastruos al regulamentului zonei peninsulare și acolo am avut proteste mai multe și acolo am avut dorință de dezbatere publică pentru că în realitate nu a existat o dezbatere publică. Sigur, au venit o serie de consilieri locali de la Am fost prezent la întâlnirile cu consilierii PNL. locali. PNL a venit cu un singur consilier local și cu Septimul Borceanu, președinte de organizație, restul consilierilor locali nu au venit. Au ascultat ce își doresc toți cei din peninsulă, toți actorii implicați acolo, persoane fizice instituții da, de, și publice, să se armonizeze de cult, urma să se armonizeze cu SR. USR, USR. USR a venit cu toți consilierii locali la întâlnirea cu cetățenii și antreprenorii din peninsulă. PSD a venit cu un consilier local. Ideea acolo a fost că toți și-au manifestat intenția de a suspenda încă de atunci regulamentul. Ăsta. Bine, inițial a existat o foarte mare bunăvoință din partea celor de acolo, intenția de a dialoga. Da? Dar da? s-au trezit că nu au cu cine să discute din primărie, și apoi au apelat la formele de, de protest. Și la primărie a fost și în Piața Ovidiu de, de mai multe ori. E, și revenind la ceea ce spuneam la, la început, din cauza acestei abordări brutale, ca să nu o numesc altfel de, de abordare și de lucru, s-a ajuns la, în această situație. Oamenii n-au mai avut de ales și a trebuit să acționeze în instanță. Din ce știu, în momentul de față Pot au să avut surprize. Pentru că am unde? fost în dosarul respectiv, instanța a da. dispus suspendarea definitivă. Regulamentul ăsta nu se va aplica cel puțin până nu. Se va pronunța o soluție definitivă cu privire la valabilitatea lui pe fond. Deci, din punctul ăsta de vedere, în momentul ăsta e o nebuloasă în tot ce înseamnă regulamentul de acces în peninsulă, deși acolo ar fi trebuit să înceapă niște proiecte care erau cumva și condiționate de acest regulament. Primăria se pare că doarme în momentul ăsta, consilierii locali nu sunt informați, nici măcar faptul că instituția prefectului, și aici vorbim tot de o formă de conflict intern intra-PNL, Silviu Coșa, prefectul județului, liberal. liberal, pentru că acum au voie să fie oameni politici prefecții, a trimis o adresă încă din decembrie către primăria municipiului Constanța, către Consiliul Local, prin care le-a spus tot ce înseamnă neregulă constatată de prefectură la regulamentul de acces în peninsulă, și totuși nu s-a întâmplat absolut nimic. Și vorbim că, de jumătate vorbim de an. de aproape jumătate de an. Consiliul local n-a fost nici măcar informat cu privire la această adresă din partea prefecturii. Prefectura n-a acționat să <coughs> ceară anularea regulamentului în schimb, unica opinie juridică care contează și ca intenționată, pentru că și ea a fost folosită, e a doamnei city manager. Hai să trecem la subiectul ăsta cu city managerul municipiului Constanța. Cum putem să numim o astfel de, de administrație care nu răspunde prefecturii, dincolo de faptul că sunt colegi de partid? Okay, Eu aș spune că, că e, primul sau... rând, arogantă o astfel de administrație. Pentru că ăsta era atributul pe care și actuala administrație, când se afla în opoziție, îl dădea vechii administrații. Aroganța. Cumva roata s-a întors și. Probabil este motivul principal pentru care administrația făgădău a, a căzut. A pierdut alegerile? A, acest termen, aroganță. O să fie ăsta și motivul pentru care eventual peste 2 ani, mate, o să se piardă alegerile și de către actuala administrație? Sau dacă vor termina măcar un proiect, două proiecte, ar putea să câștige din nou alegerile atunci? Un proiect nu cred că ajută foarte mult, pentru că s-au apucat de foarte multe. Electoral vorbind, Sigur, e o părere personală, dar pe liberal nu-i văd foarte bine. Pe liberal nu-i văd foarte bine. Hai să vorbim puțin și despre City Managerul municipiului Constanța, domnul Felice Ovanisian. E pentru prima, nu, a doua și a treia oară când iese, de fapt, în presă și a ieșit în presă doar ca să se apere de atacurile, atacurile. Nesăbuințele domnului Ionut Rusu atunci când a spus că acolo unde își bagă coada, Felice Ovanisian, lucrurile se, se strică. Ce părere ai despre activitatea city managerului nostru în ultimul an și jumătate de când e în, în, funcție? Dar dacă ne amintim un pic despre viceprimorul Ionuz Rusu și gesticula un pic ca să exprime comportamentul pe care îl are doamna city manager nu Nu cred că am văzut imagini cum gesticula. Erau niște expresii. Ce, ce? A, bine, domnul Ionuz Rusu este foarte expresiv atunci când, când explică ceva. Dar A. Trebuie să înțelegem ceva din, din conflictul ăsta și asta e tot un conflict care deja nu mai e mocnit și nu mai e intern pentru că el e deja la suprafață. A ieșit la suprafață, cred că domnul Ionut Rusu n-a mai suportat, a, a suportat destul de multe și a, a răbufnit iar asta ar trebui să ne spună multe dacă el ne-a spus doar câteva lucruri și faptul că este nemulțumit de cum se prezintă doamna City Manager în primărie, înseamnă că, cu siguranță, vorbim și de alte chestiuni grave, punctuale, pe care probabil urmează să le aflăm în, în perioada următoare. Asta din ceea că... ce știu eu, cea mai mare problemă este legată de uh, zona de urbanism pe care doamna City Manager o conduce și de care se plânge absolut orice om din acest oraș care este nevoit să intre în acea clădire numită Primăria Constanță. Nu am auzit niciun locuitor al acestui oraș care să aibă un cuvânt de bine despre doamna City Manager că aș fi eu critic sau că aș avea sau că aș fi subiectiv. Dar nu am auzit niciodată o persoană care a intrat în acea clădire, care a avut de a face cu direcția de urbanism și să iasă mulțumit de acolo. Asta de, de ce? Pentru că, din câte știu eu, direcția de urbanism în momentul ăsta e subdimensionată. Că nu sunt suficienți funcționari publici în direcția de urbanism și că se întârzie cu sutele de zile, câte 400, 500 de zile câteodată. Păi că, te știu... asta înseamnă că avem o problemă de management. Da? Avem un problemă de management la nivelul primăriei a municipiului Constanța? Care e opinia ta? nu este clar, dacă avem personalul subdimensionat, da? dacă avem întârzieri de documente, avem un conflict cu, cu arhitectul șef. E un conflict și cu arhitectul șef? Că arhitectul șef se pare că e domnul Leu încă e arhitect șef, da. nu? E destul de anonim în banca lui și nu Pii, el este un vorbește. profesionist, își vede de treaba lui de ce are intra în conflicte publice, în ziare și așa mai departe. Dar există în, în realitate un conflict? Desigur, și a fost unul foarte mare chiar la cumpăna din trei ani, când era cât Paci să fie eliberat din funcție cu forța. Ce a făcut să nu fie eliberat din funcție? Păi, cred că vorbim despre semnarea unor documente. Sau mai degrabă nesemnarea lor. Faptul că domnul Leu refuza să semneze niște documente i-ar fi adus eventual încetarea calității de arhitect. În primul rând, multe critici verbale. Cam asta s-a întâmplat acolo. Înțeleg că între timp spiritele s-au mai calmat un pic, dar încă sunt antagonici cei doi, city managerul și arhitectul. În condițiile în care city managerul are în subordine zona de urbanism da. și relația cu arhitectul. Păi, din ce îmi spui tu și din ce mai știu și eu, de fapt, în primăria Constanța e o atmosferă ostilă între toată lumea? În momentul ăsta? Nu e cineva în care în se înțelege te... cu cineva? În afară de doamna Uvanisian cu domnul primar, <laughs> mai e cineva care se înțelege cu altcineva? Bine, acum nu putem să vorbim... multe informații și poți să spui Bine, cam acum care acum -a nu putem să vorbim aici. de o tensiune sau o ceartă generalizată între toate direcțiile. Nu, sigur, discutăm de cea mai importantă direcție și cea mai învolburată, cea de urbanism. Aici este cea mai mare problemă, care de altfel este cea mai importantă pentru că vorbim de modul în care arată orașul, Constanța, da? Cum se construiește, cum nu se construiește, cum se dau avize, cum nu se dau autorizații și așa mai departe. Marius, hai să te provoc. spune și un lucru bun făcut de administrația în actuală din Constanța. Dacă tu nu găsești unul, spun eu unul. Dar încearcă tu să găsești unul în memorie. Dacă găsești un lucru bun pentru Constanțeni făcut de administrația noastră. Cred că chiar astăzi un anunț, dar bine, nu e neapărat lucru bun. E să zicem mai degrabă o veste bună. Faptul okay. că mai apare un cartier la marginea orașului, și să zicem că s-ar extinde orașul. Urmează e, să fie reglementat? Da, e mai degrabă o veste decât o faptă. În că... zona Vivo. Da. Un lucru bun este că s-a asfaltat și Strada Hovar după șase luni de zile. <laughs> deci, chiar de curând, pentru că am birou în zona respectivă și am nevoie să merg pe Strada Hovar s-a asfaltat strada Ion la Hovari. Deci s-a mai întâmplat încă un lucru bun, strada aia a fost desfundată foarte multe luni de zile. Ăsta e singurul lucru bun după un an și jumătate, faptul că se intenționează un nou cartier. Poate Constanța să suporte un nou cartier? E în stare Constanța să asigure infrastructură urbană pentru un nou cartier în condițiile în care alea vechi sunt așa cum sunt? Păi, având în vedere situația traficului rutier și a multor alte aspecte, ar trebui să ne cam extindem un pic. Ar trebui să ne extindem, dar putem să o facem? Fizic, mă refer. De asta spuneam că nu e neapărat uh, o realizare, ci o veste bună. Mai ales că ar trebui să fie în apropierea bulevardului Aurel Vlaicu, care e executat până în momentul ăsta la fel de prost ca toate celelalte lucrări. Adică acolo pare că e la fel, un etern șantier pe Aurel Vlaicu. Acolo nu sunt tot lucrări, raja? Sau sunt lucrările primăriei? Că N-am înțeles exact până la urmă. Tu ce știi de, de zona respectivă? Încă o dată, la Aurel Vlaicu, Aurel Zona Vlaicu. de Vivo. Ah, și acolo este încă o intersectare, ce exact. Araja cu, cu Primăria Constanța. Deci, Araja și Primăria Constanța sunt în momentul ăsta în două intersectări, din care noi toți avem de pierdut. Avem de suferit. Pierdem da. ore din viață stând în trafic. Bun, avem un viceprimar care iese și vorbește despre... Care nu mai suportă mult. Care lucruri. nu mai suportă, că de-aia și ieșit public probabil să spună lucrurile astea. Avem un city manager despre care s-a vorbit și care iese în public să spună că nu, eu nu știu de ce sunt acuzată. Mai avem un viceprimar care a fost... Al doilea viceprimar, despre el vreau să trec. circuitat încă din startul mandatului și a înțeles că nu are cu cine să lupte și a preferat să stea cu minte, deși... Aici, în general, la USR nu le înțeleg comportamentul pentru că ei văd și știu multe lucruri și totuși suportă. Cred că ar trebui să ne spună mai clar ceea ce se întâmplă foarte rău acolo. Văd din, din partea lor o dorință de, uh, nu neapărat de împăcare, dar hai să ne certăm, hai să fie bine, hai să încercăm, să încercăm să facem ceva, să iasă în regulă. Ei vor să facă treabă teoretic. Probabil, dacă vezi după 2 ani că nu se ar poate. Naivi, din punctul ăsta de vedere, nu? Putem să acuzăm și de da. Dar dacă vezi după doi ani că nu se poate, pentru ce mai continui? Pentru că și tu ai suferit după aia. Și ei vor merge la alegeri, nu doar liberalii. Vor fi taxați la pachet. Că administrația este în, este în comun. Asta e următoarea întrebare pentru tine, Marius. Din punctul tău de vedere, avem o administrație în comun, dar comunul ăsta e în doi sau e în trei? E un concluz sau trei. e un triplu aici? E în trei. Scria dar... și Cristi Hagi ieri chiar bine despre balaurul cu trei capete de la conducerea Constanței. Da, dar unul din aceste trei capete de care, despre care spune Cristi Hagi este unul cu experiență și administrativă și politică. Dacă unul dintre consilierii PSD Constanța spunea recent și cred că ne-am amuzat cu toți atunci că noi PSD-știți suntem cuminți, uh -huh. ei știu de ce stau cuminți. Pentru că... Îi tot... lasă pe ceilalți să se autodistrugă? Exact acesta este calcul electoral. Dar acum minții pe înseamnă și pasiv în la, la, politică. Se pricep foarte bine. Mai ies câteodată, cum am văzut la ultima ședință de Consiliul Local, când Costin Răsăuțeanu pur și simplu a, a dat în zanie ei, pe românește. A dat cu ei de pereți, hai să fim puțin mai duri. Serios? N-am văzut-o. Pentru ședință, că să Uh, pentru că acel proiect legat de achiziția Unor uh, autobuze electrice Dar acolo uh -huh. vorbim practic de o candidatură Adică uh, dosarul odată Întocmit nu semna că luam și banii și Am vrea și autobuze. să ne dorim să au... sigur, mai sunt și alții porc. acolo Și era cât paci să ne ducem cu un proiect catastrofă Și să ne sinucidem de cum intram pe ușă Pentru aplicarea celor fonduri Prin PNRR să reținem da. Și Costin Răsăuțeanu A intervenit și le-a spus Ce era neregulă și au dat seama la finalul ședinței de consiliu Local au ieșit cele două mari nereguli în evidență. Cam asta fac pe sediști. Adică a fost suficient să iasă unul o singură dată ca să arate toate nenorocirile din spatele actelor, oamenilor de acolo. Eu mai am o problemă. De ce este doar o voce la PSD Constanța între consilieri locali? Eu am încercat să mai invit consilieri locali ai PSD din Constanța aici pe canapea. Refuză. Totuși avem mai mulți aleși locali decât Costina Săuțeanu. Iar Costina Sauțeanu a avut o atitudine șovăitoare, ca să nu spun altfel. Bine, aici este elegan. o chestiune de raționament politic. E vorba de un lider de grup și el trebuie Marius, să vorbească. Marius, mama lui de raționament politic. Hai să vorbim pe românește, discutăm despre viețile oamenilor. Adică Deși dacă când ne gândim la alte partide, nu există neapărat un lider de grup, deși este unul desemnat. La USR, de exemplu, și Cara Gheorghe vorbește în același ritm cu Mihai Ochiuleț, da? Da, și se schimbă liderul și de se la se ei. Schimbă la un a fost la Garip, acum e și Mihai Ochiuleț, e și Dumitru Cara Gheorghe. Probabil e la la o tactică să învețe niște lucruri. Dar la PSD, fiind un partid mai vechi și mai rigid, trebuie să fie un lider, acela îi reprezintă pe toți. Deși și la ei, la începutul acestui mandat, a fost o mică competiție între Costin Răsăuțeanu și Cristian Tingu. Ok, în sensul că Cristian Tincu ar fi trebuit să fie. Mă, crezi că eu nu știu cine e Cristian Tincu, deși tu îmi spui că a fost o competiție și trebuia să fie liderul consilierilor <gânt> PSD. Este local PSD și cunoaște administrație. Cunoaște administrație, dar de ce nu ne arată și nouă faptul că dumnealui cunoaște administrația. Adică, de nu, ce știu, la Emisiune, de ce nu sunt sunt am am invitat inclusiv pe doamna Claudia Dobre. Mi spus, ce să vă spun? Doamnă, spuneți-mi că nu -aveți, nimic să-mi spuneți. Dacă e cazul de așa ceva. Asta n-am înțeles eu. Bun și avem balaurul cu trei capete, da? Că îmi place exprimarea asta. Avem PNL, avem USR, avem PSD. Se pare că sunt într-un triplu absolut extraordinar. Cine face opoziție în Constanța? Mai face cineva opoziție? Nimeni. Presa face opoziție? Toată? O parte din ea? Presa, în general, face opoziție. da. Până la urmă, ăsta e și rolul ei. Ea tot timpul trebuie să fie cu opoziția. Câinele da? de pază al democrației. Evident. evident. Vechea expresie. Dar... Nu mă cumva întreba despre impact. În momentul ăsta suntem câinii care latră și asta vreau să spun. Nu mă întreba despre impact, deși cel puțin în privința mă întorc un pic la prim, primele uh -huh. puncte pe care le-am avut. Cel puțin în privința spitalului, mă bucur că sunt niște reacții. A fost o luptă pe care a dus o presa și se pare că în sfârșit sunt niște semne Asta înseamnă că ar trebui ca presa să facă în continuare ce a făcut și până acum pe subiecte de genul. Păi dacă ăsta. și presa își mai abandonează rolul, atunci ce putem să facem? Oamenii rămân de izbeliște până la urmă. Desigur. Ce se întâmplă în următoarele șase luni în Constanța? Vezi lucruri bune sau vezi lucruri care se agravează? Depinde cum, cum vor decurge aceste situații cu procurorii anticorupție. Dacă va fi liniște, va fi liniște. Dacă nu, vom avea niște raționamente politice. Primii care vor intra în ședință de criză vor fi cei de la PNL, pentru că vor trebui să găsească o soluție, fiind primarul lor, da? vor trebui să găsească o soluție pentru administrația Constanțeană. Și există posibilitatea, sigur, acum discutăm scenarii, nu altceva, exact, să ne întoarcem la ceea ce noi am mai trăit cândva, și anume viceprimarul să preia atribuțiile de primar. Ăsta ar putea să fie scopul lui Ionuț Rusu, crezi? Toate ieșirile publice și toate afirmările propriei identități ar putea să ducă spre ideea că se încălzește pe margine să preia rolul de primar? Este până la urmă ambiția fiecărui om politic, vrea mai sus. Iar din moment ce ai ajuns în funcția de viceprimar, ar fi absurd să nu-ți dorești să fii și primar. Și tu spui că da, Ionut Rusu își dorește și primăria. Cel mai probabil da, că își dorește și primăria și va lucra în acest sens. O să-l întreb și direct, urma să, urma să fie prezent și domnul Ionuț în emisiunea asta. Încă vă aștept, Ar fi normal să nu-și dorească așa ceva, adică asta este raționamentul unui Ar fi normal din punctul tău de vedere să nu-și dorească? Este Pentru raționamentul... moment, cel puțin, atât timp cât e într-o echipă cu un actual primar, coleg de partid? Adică eu așa aș vedea lucrurile normal. Sunt viceprimar, el este primar, suntem într-o echipă, cel puțin pentru moment, nu-mi nu doresc față, da. cu siguranță, da, nu poate să înceapă el să răscolească apele acum și să creeze probleme suplimentare pentru că mai apoi să fie el acuzat că a agravat situația dacă se va întâmpla ceva la un moment dat. Va respecta ideea de echipă, cu siguranță. Dar, dacă la un moment dat se va întâmpla ceva, cu siguranță se, se va aprinde acel beculeț al politicianului care vrea mai mult. Ultimul subiect pe care vreau să-l discutăm, Marius, este cel legat de ratata înfrățire între Constanța o, și doar. Chișinău. Ce crezi, trebuiau să se înfrățească Constanța și Chișinău, indiferent de cine conduce cele două administrații? Că tot, vorbim, tot am vorbit despre politicieni. Și din acest punct de vedere, cred că primarul Constanței nu are flair și simț politic. Deși provine dintr-un partid și este apropiat de liderii proeminenței ai acestui partid pro-european și uh, occidental PNL, și aici să dăm și niște nume, cum ar fi Nicolae Ciucă, da? uh, militar, pro-NATO, pro-Occident și așa mai departe, aici a fost o foarte mare greșeală. Eu am fost la Chișinău de foarte multe ori în, în ultimii mulți ani și... Și cunosc realitățile politice de acolo. Această înfrățire despre care vorbim are fost o greșeală enormă. Ok. De ce? Politică. Ion Ceban a ajuns primar al municipiului Chișinău printr-o ciognire, cum se întâmplă tot timpul la alegerile din capitala acestui, celui de-al doilea stat românesc. românesc. Acolo este tot timpul o ciognire geopolitică. Nu vorbim doar de niște oameni care merg la vot, spun niște ampila, cum știm noi că se întâmplă, okay. da? Acolo vorbim de multe interese, servicii secrete, presă care apare și dispare, de pe o zi pe alta. Uh, și acest Ion Ban, așa, a ajuns primar al Chișinău. Primar al Chișinăului, după ce uh, fostul primar a fost executat cu o serie de aspecte din un dosar penal care nu s-a mai finalizat între timp. El a fost conceput doar ca să nu mai fie el primar. Vorbim okay. de Chirtoacă. Bun. Deci nu ar fi fost o înfrățire neapărat între Constanța și Chișinău, ci ar fi, fost, ar fi căzut toată imaginea ca o înfrățire între Chițac și Ceban. Chiar crezi asta? Adică nu cumva lucrurile astea sunt mai presus de, de Chițac și Ceban? Pentru că probabil toată procedura de înfrățire îi precede pe amândoi și pe ce bani și pe chițac. Nu, nu, se, cred că a nu se opune un nimeni an. unei astfel de înfrățiri, dar trebuie să cunoști uh, momentul în care o faci, contextul politic și așa mai departe, mai ales că cu doar scurt timp înainte primarul Odesei, care pentru numele lui Dumnezeu era bombardat, da? a sediat cu tunuri, cu rachete, ți-a cerut ajutorul și tu te duci și te înfrățești la câteva săptămâni după cu exact cel care susține bombardamentele, chi e să susține bombardamentele tu, Nu Nu, faci adică, dar că ce, atitudinea dar lui partidul pro partidul său este un pro rus. Adică da, Înțeleg că atitudinea lui pro Rusia e una mai veche și că el de fapt a fost catalogat la, ca fiind vițelul care surge de la două recent la Chișinău, socialiștii cu comuniștii și cu toate celelalte formațiuni de stânga sau roșii au fuzionat și acel mare bloc politic de stânga care s-a creat acolo este pe față pro Rusia în momentul de față. Și în cazul ăsta putem să vorbim de un lucru bun pe care l-a făcut Vergil Chițac, refuzând chiar și pe ultima cu puțină o sută bâlbâială, de nutrii, da, pe ultima a fost sută de nutrii, un lucru bun. Dar și atunci declarația lui Ion Ceban de după, pentru că eu am făcut și un tricou, mi s-a părut memorabilă și pe care o să-l fac ție cadou, <laughs> pui într-o ramă eventual. Asta cu... A spus Ion Ceban despre domnul primar că ouăle se vopsesc dacă există. Asta e cadou meu <laughs> pentru tine. Declarația asta e conformă cu realitatea? A avut Chițac în momentul în care a refuzat înfrățirea cu Chișinăul o wow, politice sau n-a avut? Eu cred că n-a avut nici înainte, nici după. Decizia okay. bună pe ultima sută de metri cu siguranță nu a luat-o el. Cred că cineva l-a tras de mânică și a spus vezi că ne omor pe toți ca imagine dacă faci chestia asta. asta a fost. Iar declarația lui Ion Ceban face parte din stilul bolșevic de exprimare în politică cu multe înjurături și Aici n-a fost neapărat un jurător, a fost ceva destul de subtil. Nu, nu, Apropiar, nu foarte pic. subtil, dar a fost cumva memorabilă și am vrut să păstrez. Marius, îți mulțumesc pentru prezența la Constanța TV, te mai așteptăm. Și eu îți când sunt astfel de breaking news, s-a nimerit să fii aici la modul cel mai, cel mai frumos. Mult succes, Tomis News și ține-ne la curent cu tot ce afli până Mulțumesc la fel și să le urăm tuturor sărbători cu bine. Dacă vrei să vorbești cu Constanțenii, camera din spatele meu e camera cu care poți. Ce putem să... să le spunem? Să avem sărbători liniștite, luminate, să fur un pic startul Hristos a înviat și... Pentru că emisiunea o să se vadă și în continuare. Mulțumesc încă o dată, Marius. Și dumneavoastră vă mulțumesc dacă ați rămas până la final. Într-adevăr, sărbători cu lumină, cu pace, cu liniște, așa cum vi le doriți eventual și Hristos a înviat fur și eu puțin startul și după sărbători va fi aplicabil. Vă mulțumesc încă o dată, rămâneți alături de Constanța TV, revenim săptămâna viitoare.